Gheorghe Feneșer nu a fost instalat încă în funcția de prefect al județului, însă are planuri foarte îndrăznețe. Acesta își dorește să aducă la Alba Iulia capitala regiunii centru. Cu toate că va fi o luptă dură cu Sibiul și Brașovul, Feneșer crede că se poate realiza acest obiectiv și prezintă câteva aturi ale orașului nostru. Viitorul prefect al județului Alba are un obiectiv principal, să aducă în Alba Iulia capitala regiunii centrale. Chiar dacă va fi o luptă grea și dezechilibrată cu Sibiul și cu Brașovul, acesta crede că nu este imposibil de realizat acest plan. Să te lupți cu județe ca și Brașovul, Sibiul, Mureșul, care din punct de vedere economic toate sunt peste noi, din punct de vedere al numărului populației toate sunt peste noi, din punct de vedere politic al politicienilor cu funcții de răspundere în aparatul central au mult mai mult decât noi. Este o luptă aproape inegală. Dar eu vă spun că ideea mea practic este de a omogeniza întreaga clasă politică din județ și nu numai din județ. Am cunoștințe în județul Covasna și Harghita. Sper că, conform proverbului unde-i unul nu-i putere, unde-i doi puterea crește, sper că județele Covasna și Harghita să țină la județul Alba și să fie alături de noi. Pentru a deveni capitala regiunii centrale, Alba Iulia trebuie să fie votată de președinții consiliilor județene și de către primarii din județele Alba, Covasna și Harghita. Aturile municipiului nostru în viziunea viitorului prefect sunt Curtea de Apel, Agenția de Dezvoltare Regională Centru și Agenția de Dezvoltare pentru Pescuit, poziționate în municipiul Alba Iulia. Cu ajutorul președintelui Consiliului Județean Alba Ion Dumitrel și al primarului Mircea Hava, Gheorghe Feneșer este sigur că poate reuși să aducă această capitală în Alba Iulia. Acesta este de părere că cetatea poate găzdui sediul acestei capitale. Dacă Alba Iulia va deveni capitala regiunii centru, cel mai probabil sediul își va avea locul în clădirea Palatului Principilor.